Bun găsit, prieteni! Sunt Mihai Stepanov cu un video despre site-ul GIFT1. Deci aici am înțeles că deja se poate de început procedura de dat la scos monetele care noi le avem dezblocate. Deci în cazul meu eu am 1663 de monete. O monetă se calculează la 20 de cenți, undeva 320 de dolari. Plata se poate de făcut numai pe conturi verificate. Deci trebuie inițial să apăsați pe token, confirm. Unde vă aruncă la pagina de îndeplinire a datelor pentru verificare. Deci este direcția asta, kick. În ea intrați și adăugați copia la buletin. În două variante, față, spate. Și a treilea, spațiu unde adăugăm o imagine, este selfie. Selfie, deci o poză unde trebuie să scrieți pe foaie curată, GIFT1, data și în altă mână buletinul. Și trebuie să vă faceți o poză în care se toată informația așa să fie inclusă. Deci, asta se numește selfie. Deci, foaia cu unii scris GIFT1, de pildă data, eu știu, 30 iulie. În altă mână, buletinul puteți face împreună să combinați, dar scriți așa ca să se vadă. Și vă face cineva o poză, unde se vede fața clar și datele din buletin. Doar în așa caz vom face verificarea. Vom trece. Deci eu am făcut acest lucru și aștept verificarea. După ce voi trece verificarea, doar atunci voi putea da în la scos. Să văd cum scoate mai departe. Și anume acele monete care sunt deblocate. Total eu am de pildă 158.000, dar cum cunoaștem, aici maxim 20.000 de monete, de dolari se poate de scos. Din start, așa au spus, eu am peste 30.000 dolari, deci cei mai mulți de 20.000 nu se pot scoate. Dar inițial avea, vedeți, și acele monete care le-am total, ele încă multe nu sunt deblocate. Deci aici trebuie de făcut verificarea, pe urmă zilnic intrăm și acolo câte 1000 de monete, îmi pare că se poate debloca. Vom vedea cum este, vreau să trec la pasul următor și o să facem video deja cum se poate scos. Deci acum trebuie să faceți verificarea, ca să fiți dat la scos. Cam atât ce am vrut să spun, numai bine.